mai împins să ajung aici. Neînțelegerea ta de care m-am izbit tot timpul mă silește să fug. Îl iubesc pe Nicu. Și mă duc pentru totdeauna la el. Stela. Pacheta, haina de ploaie, O tricourile le-am pus. Cred că le-am pus pe toate. Așa, totul e pregătit. Hei, cei, cei cu voi, drăguților? Nu vă mai uitați cu ochii așa triși la mine. Vreți să mă faceți să plâng? Credeți că nu mă doare că trebuie să ne despărțim? Mă întrebați de ce nu vă iau cu mine. Păi să lăsăm casa pustie? Ce o să spună Constantin? Cucu! Vai, madame Gănescu! <laughs> Bonjour, papușică! Am venit să te rog! Aoleu! Ce? De ce cu geamantanele astea? Cine pleacă sau cine vine? Păi cum, nu știi? Plec în concediu, plec la mare. La mare? Da. Și cât ai hotărât? Extraordinar, păi și nu-mi spui nimic. Când pleci? Acum. Am o tren la, la șase. Și am atâtea de făcut... Uh, nici nu știu pe unde mi-e capul. Dacă și cu cine pleci? <laughs> Dacă nu sunt indiscretă. Ești, dar îți răspund. Plec cu o prietenă și cu soțul ei. Aha. Și ea te uită câte lucruri își cară cu ea. Două geamantane? Dacă te adică să lipsești, dragă. O să stau, nu știu, probabil trei săptămâni. Uh -uh. Te rog să mă ierți, trebuie să așez și rufele astea lui frate în dulap. Așa, așează-le, păpușicu, așează-le, așează da, frumos, le-ai mai spălat și călcat. Ia uite-te! Cum o să lipsesc un timp? Am vrut să-i las lui Constantin toate cămășile spălate și călcate. Mare noroc, mare noroc are cu dumneata, spun eu. Să-ți pe mâinile în fiecare zi. Menajeră pe gratis. Mă miră grozav că te lasă să pleci. Mare minune zău, așa. Tot nu mi-ai spus cu ce pot să-ți fiu de folos, doamna Gănescu. Cu ce păsă? Ah. -a? <laughs> dragă, vreau să-ți cer mașina de tocat nuci. E în bucătărie. O să te rog să te duci să-ți iei singur. Da, bine, bucătărie zici, da. Da. Ah, oh, voleu, cred că vine o ploaie. S-a tot cerul. Da, da, sigur o să plouă. L-am visat și pe bietul taică meu. E știut? Când visezi morți, se strică vremea. Auzi, dragă? Mm. Da, toacă bine mașina asta dumitare de, de nuci? Perfect! Ai ocazia să te convingi imediat. E asta e acum ce nu te cred eu pe cuvânt. Să știi că am și eu mașină de nuci, slavă Domnului, că nu lipsește nimic din gospodărie. Dar m-a pus naiba să ai un promul cum natămi. Ăstea când ne dai un lucru, facem întotdeauna pe uituca. Am două sifoane la ea de anul trecut, de la Paști. Da, pe mine te rog frumos să mă scuzi. Ia să vedem. Ia uite-te ce are. uite ce de tricur și-a luat. Ei, cizme? De ce eu trebuie ei Doamna Gănescu! <laughs> da? <laughs> Ești puțin cam prea curioasă din fire. E? Ați văzut ceva interesant în valiza mea? E, am vrut și eu așa să văd. Ce toalete ți-ai luat la mare? N-am știut, draga că acum se poartă la mare, pe plajă cisme. De, probabil că nu sunt eu așa în ton cu moda. Nu te-ai mulțumit să-ți arunci ochii în geamantan. Ți-ai vărât și mâinile. Ascultă, la dragă. Ia spunem -mi tu mie acum drept. Unde pleci? Că nu pleci tu la mare cum nu plec eu acum pe lună. Și de ce crezi dumneata că sunt obligată să-ți răspund neapărat unde plec? Da. No să închid geamantanele și mai trebuie să mai îmi și rochia asta. Vreți, vă rog frumos, să mă ajutați? Da, 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 da La rând. geamantanul da. ăsta. Da. așa. Oh. Opa, merge? Ia acum. ia încearcă, încearcă acum să-l ah, reînchizi. Da, ah. gata, a mers. Merge? Da, ah. mulțumesc. A, stați un pic, și celălalt. Uh. Ia, este așa, ia acum. Oh. Gata. O, oh, nu. Mulțumesc. Oh, ah, Totuși, alata ieri, când a intrat în concediu, am venit aici, am băut o cafeluță împreună și nu mi-ai pomenit nimic de plecarea ta, a? Da, iartă-mă, am neglijat să-ți spun Da Păi de mine cât e ceasul? Păi nu știu, trebuie să fie cel puțin cinci Ia, eu mă duc să văd în camera lui Constantin Da Ia, ia să vedem, poate găsesc ceva de citit Ia Asta nu. Asta am citit -o. Zi, dragă, n-ai nicio carte mai ca lumea? Eu te, -te văd ca au și autori străini. Măi, 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 ia te uită. Schiller Balzac. Da, de asta am citit în franceză. Gogul? Nu-i pentru mine. Steluța, dragă, n-ai o carticică așa mai pentru sufletelul meu? Dar unde ești, dragă? Opa! Ia uite și fonierul e gol! Steluța, vă, că ți-ai luat tot ce ai avut? Nu cumva îmi faci figura! Ce figură, doamna Agănescu? Da, da, da! Asta trebuie să fie! Ce? E cusut totul cu ața albă, dragă! Ce mare, ce concediu! Pleci de tot! Și cine știe pe cine are de gând frate tu să-mi bage în casă? Frumos, dragă, foarte frumos, n-am ce spune. Dragă, doamnă Gănescu, dumitale nu ți se poate ascunde nimic. Da. Ești mult prea inteligentă. Așa. Ei, acum că ai ghicit singură, nu-mi rămâne decât să recunosc. Da, am fost transferată într-alt loc. Păi și mie de ce nu mi-ai spus nimic? Ca să-ți las bucuria de a descoperi singură. Nu e mult mai interesant așa? Ah, oh, frumoase maniere, n-am ce spune. Dar de ce, mă mir, dragă? De unde să ai dumneata maniere? De la fratele dumitale? <laughs> care va să zică, stați de patru ani în casa mea. Îmi plătiți o chirie care nu mi-ajunge nici măcar să, 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 cumpăr grăunțe la găini. Vă dau eu pivnița mea, bucătăria mea și câte și mai câte tot ce ați vrut și n-ați vrut. Și ai găsit la mine și o vorbă bună Un ou ușor proaspăt Și ventuze când ai fost răcită Și... și... Să te porți în halul ăsta cu mine Păi dacă nu veneam eu să-ți cer mașina de tocat nuci Plecai fără măcar să știu Exclus Dumitale nu-ți scapă niciodată nimic? Da Crede-mă Aveam de gând să-ți bat în ușă Chiar înainte de plecare Dar pentru că ai venit dumneata la mine... Hai să profităm de ocazie și să ne luăm rămas bun. Peste câteva minute probabil va fi aici soțul prietenei mele cu care plec la mare. Mm. Ah, fiindcă am uitat să-ți spun. Ai uitat, um... dumneata, multe să-mi spui. Da, am fost transferată la Constanța. Da. Tot tu nu înțeleg, dragă, ești în concediu și ai fost transferată? Da, mi-am... Uh... amânat concediul. concediul. Mm -hmm. Ce să fac? Uh îmi pare rău că las singur pe Constantin, că nu o să mai fiu aici să-l îngrijesc, să-i fac de mâncare. Dar ce să fac? E totuși timpul să-mi văd de viața mea. De dumneata e bine că scap de el. Eu rămân cu el în casă, că vrând nevrând, chit că avem fiecare camerele noastre, ne ciocnim tot timpul unul de altul. Și din ciocnirile astea, ha, ha, e scântei. Și cine știu, Pe cine o să-mi aducă în casă în locul dumitale? Vai de capul meu, nu e un om cu care să te poți înțelege. E un om foarte bun. Cu dumneata nu se împacă, dar asta e altceva. Cu dumneata se împacă? Da. Te împaci dumneata cu el, că e supusă. El e un tiran. Nu-ți dau voie să vorbești așa de fratele meu. Uh -huh. Eu n-am să uit niciodată tot ce a făcut pentru mine. El m-a crescut, m-a îngrijit, m-a hrănit, m-a îmbrăcat. Mhm. Uh -huh. Când am rămas orfani amândoi, eu aveam 5 ani și el 19. Am muncit pentru mine. Lasă, 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 dragă, că și-a scos la din plin. Auzi, de câți ani îl slugărește, Numai de patru știu eu. Nu l-am slugărit. Am făcut totul din dragoste, din recunoștință, din devotament. Da? Și plece în lipsa lui? Așa v-ați înțeles? Da. Da, el a plecat la altă ieri, la o consfătuire Aha. Da, și de acolo el pleacă la București da. Pentru o zi Și poi mâine se întoarce Serios? Da Poi mâine? Doamna Gănescu, știți, e timpul Dar de ce, adică... dragă, de ce? Mai avem timp până vine soțul Prietenii să te ia Știi, doamna Gănescu o să ți se pară probabil foarte curios, o să râzi poate chiar de mine, mm. dar vreau să-mi au rămas bun de la canar și... Și mă sfiesc față de dumneata, știi? <laughs> Ei, poftim acum! Tăiați, dragă, rămas bun de la cine vrei! Și de la masă, și de la scaure din partea mea! A, auziți ce spun? Auziți? Vă rugăm, doamna Gănescu, lăsați-ne da singur ce cu obraznici, dragă, din care afară de obraznici! Auzi, să ajungă să mă dea afară din casa mea niște canari. O mașină! Doamna Gănescu, trebuie să ne luăm rămas bun. La revedere! Iată, te uită ce surpriză! Bună ziua, Gănescu! Bună, dragule! Ce va stăna? Bine ai venit, Constantin! N-ai mai plecat la București? Vai, dar ce bine arăți, Constantin! Te-ai bronzat, zău! Steluța nu e așa că s-a bronzat? Nu, n-am mai plecat. S-a amânat pe mâine. Ai să-mi dai ceva de mâncare, Stela? Da, sigur, imediat. De ce cu tine? Nu ți-e bine? Ești cam palidă. A, așa e că e palidă? Am observat și eu, să știi, a pălit așa dintr-o dată. Sunt puțin obosită, am muncit cam mult azi și am pus și toate hainele de iarnă la naftalină. Am... Ai pus și pe altul meu? Da, adică nu, 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 am, am uitat. <laughs> În schimb și-a pus la naftalină toate rochile ei de vară. Pe semnare de gând să umble goală. <laughs> da, mă rog. Da. Auzi, mai căutat cineva? A întrebat cineva de mine? A trecut aseară puțin pe aici prietenul tău, Octavian. Eram ocupată, obosită, nu l-am reținut. Am stat doar câteva clipe de vorbă. Am înțeles, am înțeles. Parcă ziceai că îmi dai ceva de mâncare. Da, <laughs> da. Madame Gănescu. Da, dragă. Doamna Gănescu. Fratele meu, e obosit. A venit după drum. Vă rog. Da, dragă, așa e. Drumurile astea sunt întotdeauna obositoare. Hei, care va să zică, Papușico? nu mai pleci la mare, așa că nici nu mai e cazul să ne luăm rămas bun, nu? Să știi că mă bucur, mă bucur mult. Am vrut să-ți fac o farsă și te-ai prins. să <laughs> crezi mata asta. Auzi, Constantine, fetișoara asta e dracu gol. A vrut ea să mă ducă pe mine de nas, dar până la urmă cred că îi place mai mult de nas o tale <laughs> Te admir că te distrezi așa de bine singură. Stela Da? Te rog să aduci mâncarea în camera mea. Nu! Stai, stai! Nu, 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 te duce în camera ta, mănânc aici. Hai că-ți aduc eu imediat mâncarea, da? Uh, doamna Gănescu? Da, dragă. Uh, haideți, vă rog, nu e așa că plecați acum? Ah. De ce să plec eu acum? Să mă chem când rămâi singură. Constantin! Da, de nu, ce doamna dragă? Gănescu, haideți, vă rog, Dar lasă te că mă simțeam foarte bine, să stăteam și mai puțin de vorbă. Ce e asta? Zăvă, n-am văzut așa oameni politicoși. ce asta? Ce? ce cu scrisoarea asta, Stella? ce asta te-am întrebat? Ai vrut într-adevăr să fugi? Ca o hoață? În lipsa mea? Răspunde, cu tine vorbesc! N-am ce să-ți răspund. Mai mult decât ai citit. Am vrut să fug în absența ta. Și acum voi pleca în prezența ta. ce -ai spus? Ea repetă, mai, mai zi o că n-am înțeles bine. Dacă... Dacă ții cu tot din adinsul să repet, da, voi pleca. Nu, 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 te înșel. Nu, nu o să pleci nicăieri pentru că mai bine te omor cu mâinile mele, ai înțeles? Omoară-mă! Ai și dreptul ăsta pe semne asupra mea. Am toate drepturile, să știi. Dacă vrei să mă ucizi, hai, grăbește-te până nu va fi aici Nicu. S-ar putea să aibă ceva împotrivă. A, vine să te ia Nicu, vai ce frumos. Ați plănuit împreună fuga, nu-i așa? Nu rezultă din scrisoarea pe care ți-am lăsat-o? A, e și cinică pe deasupra. E și cinică cu mine, Ia, ia, ia uite ce scrie. Tu m-ai împins să ajung aici. Eu, nu? Neînțelegerea ta de care m-am izbit tot timpul mă silește să fug. Îl iubesc pe Nicu și mă duc pentru totdeauna la el. Eu te-am împins, mă, la o asemenea ticăloșie. Da, tu. Eu? Eu care... Tu care ce? Eu care ți-am fost nu numai un frate, ți-am fost și tată. Eu care mi-am sacrificat viața pentru tine. Și? Nu ți se pare prea mare prețul pe care mi-l cel drept răsplată? Nu! Niciun preț nu e prea mare pentru tot ce am făcut pentru tine! Doamne Dumnezeule! Eu care n-am avut tinerețe din cauza ta! Eu care am fost dădaca ta! Da, da, eu, eu! Eu când alți băieți de vârsta mea se duceau să petreacă, eu veneam acasă ca să nu-mi las surioara singură! Constantin! Niciun Constantin! În loc să-mi cumpăr mie o haină mai bună, îți cumpăram ție medicamente. Da, da, pentru că toată copilăria ta ai fost plăpândă și bolnăvicioasă. Iartă-mă! Fără voia mea! Da, 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 sigur fără voia ta. În loc să mă duc la un spectacol, îți cumpăram ție o carte sau o jucărie și... Uite și poate nu știi, dar o să o afli acum. Când m-am îndrăgostit la 22 de ani și aș fi vrut să o iau de nevastă pe fata aia pentru că o iubeam. Da, da, ea nu te iubea, nu te iubea pe tine, de asta n-am luat-o. Am înțeles atunci că nu va putea niciodată să-ți fie o soră mai mare, o mamă pentru tine așa cum aș fi dorit eu. Prin urmare știi ce am făcut? Am abandonat-o. Eu am fost în stare să-mi stric viața pentru tine și acum, și acum ești gata să uiți totul pentru, pentru primul venit care, care te-a scos din minți? Nu este primul venit, dar este sigur primul bărbat pe care îl iubesc. Primul bărbat pe care îl iubești? Poți să-mi spui și mie ce ai găsit la el? Totul! un băiețandru oarecare, un nimeni, un, unul fără diplomă universitară, un, 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 biet electrician. N-ai nicio grijă. Își va continua studiile, să știi. Și ceva? Mă uit la tine și te ascult cum îmi vorbești. Fără suflet, fără recunoștință. Descoper acum că am crescut o străină. Da, da, o străină care pleacă pe furiș, cu geamantanele în mână, dintr-o cameră de hotel, fără măcar să o fi plătit. Chiar nu-mi datorez nimic? Totul! Dar nu libertatea mea! Libertatea ta? Ce înseamnă libertatea ta? Dacă te întrebi, înseamnă într-adevăr că nu știi. Sau că n-ai vrut să știi niciodată. Taci! Tot ce spun nemernicul, să-ți fie rușine. Tac! Dacă... Furia ta mă înspăimântă. m ai înspăimântat întotdeauna cu ceva. Chiar și cu calmul tău. Era calmul omului care hotăra singur soarta altuia. Fără ai da drept la apel. Am fost lașă în fața ta de când eram copil. Și tot... acum ai fost lașă, să știi. Ai vrut să profiți de absența mea ca să fugi, nu așa? Tu m-ai învățat. Tu m-ai obligat să fiu lașă. Când te-am văzut astăzi intrând pe ușă, am simțit că mi s-a oprit inima în loc de frică. Da, de frică! nu de frică. Nu, pentru că știai că faci un lucru josnic și urât de -aia. Am vrut să fiu cinstită cu tine. Când am vrut să-ți mărturisesc că iubesc pe Nicu, nici n-ai vrut să mă asculti. Fiindcă? Fiindcă, lasă-mă te rog să vorbesc, da? Și nu ți-am spus o singură dată că iubesc, că mă iubește, că vrem să ne căsătorim. Ai strigat întotdeauna la mine. Mi-ai spus că o să-mi găsești tu un bărbat care să fie cineva. Da, să fie cineva, nu un nimeni. Eu n-am nevoie de cineva și nici de altcineva. Am nevoie de Nicu, am nevoie să-mi trăiesc dragostea la lumina zilei, să mă bucur de dragostea mea ca de un adevăr, ca de o mare certitudine. Am nevoie să-mi fac o viață cu omul pe care l iubesc și care sunt sigură că mă iubește. Să fiu fericită! Și ce eu nu vreau să fiu fericită? Cheia fericirii mele trebuie să fie mâna ta? Fericirea mea trebuie să însemne năzuințele tale și nu ale mele? Pentru că eu sunt mai în măsură să știu unde e binele și unde e fericirea ta. Pe tine dragostea asta negioabă te-a orbit cu totul. Nu! 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 Pe tine te-a orbit puterea de stăpân pe care ți-ai luat-o asupra mea. Fiindcă... Fiindcă? Fiindcă am avut toată răspunderea față de tine. Sunt cu 15 ani mai mare decât tine. Eu te-am crescut! Da! Mi-ai purtat de grijă. Ai fost bun și generos cu mine. Dar generos în felul tău. N-am avut în copilărie niciodată nici jucăria pe care mi-am dorit-o și nici prietenii pe care mi doream. Mai ales prietenii. Totul era ales de tine și hotărât de tine. Am 24 de ani și mă socotești tot fetița aia de 5 ani care trebuie să-și asculte orbește fratele. Da, ai fost fratele, părintele, ocrotitorul meu. Dar mai presus de toate, ai fost stăpânul meu. Stăpânul cu drept de viață și de moarte asupra supusului său. Asta-ți e recunoștința? Ai investit în mine un capital și ți-ai așteptat dobânzile. Ascultare. Supunere totală. a servire totală. Ce vrei să spui? Fiindcă a venit vremea să-mi și tu mie puțin de grijă să ai îndatoriri în casa asta? Nu. No. Nu m-am plâns niciodată că am muncit, că am gospodărit. Era datoria mea să o fac și pentru tine, dar și pentru mine. Dar tu mi-ai dat tot timpul sentimentul că sunt în subordina ta. Nu, erai sub conducerea mea. Repet, am cu 15 ani mai mult decât tine și era normal să... Te-ai întrebat vreodată. Ce m-am întrebat? Ce să mă întreb? Ce deosebire este de exemplu între tine și neamărin, fratele tati, care a silit-o cu ani în urmă, pe fica lui, pe biata Niculina, să se mărite cu fiul unui bogătaș de care era silă, scârbă, numai ca să-și rotunjească el averea? Te-ai întrebat? Era cu totul altceva. Era aproape același lucru. ți minte cât erai de... de revoltat, de îndurerat. Și nici n-ai mai vrut să-i calci în casă lui Neamarin când am aflat că Niculina s-a spânzurat de o grindă. Gata, gata, îi o odată cu toate dramele astea demodate. Nu. Nu dramele sunt demodate, ci oamenii care îi împing pe alții la asemenea drame. Și tu te pretinzi un om modern. Te-am auzit adesea vorbind cu înflăcărare despre demnitatea omului, ridicându-te împotriva a tot ce vrea să sugrume, să înăbușe această demnitate, care nu poate fi despărțită de ideea de libertate. Da, te-am auzit, dar la tine, între patru pereți, vrei să fii stăpânul peste mica ta împărăție, chiar dacă domnești peste un singur supus. Și să nu tu așa vorbești și cu alții despre mine? Nu, 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 liniștește-te și îți mai spun ceva. Eu n-am să mă spun ca Niculina și nici n-am să mă arunc înaintea trenului Caleana. Dacă asemenea drame se puteau întâmpla atunci, când tatăl sau fratele mai mare sau soțul era stăpânul și femeia roaba, astăzi n-au de ce să se mai întâmple. Astăzi... Astăzi știu, 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 sunteți egale cu noi. Egale, dar mintea voastră E tot slabă, de femeie Dovadă ce ești în stare să faci Cucu! Hai. <laughs> am bătut la ușă Dar se vede treaba că nu m-ați auzit Ce dorești? Am venit drăguțos să-ți spun că am pus la loc În bucătărie mașina de tocat nuci Bine, bine Să știi că nu toacă mărun deloc A mea e cu mult mai bună, o am de pe vremuri o să las dragă rușinea la o parte și o să mă duc la cumnate mai să o cer înapoi. Uite așa de la obraz. Dar du-te cât mai curând, da? Și o să-mi iau și sifoanele cu ocazia asta. Ia tot ce vrei, dar te rog, hai, lasă-ne singur că avem de vorbit, da? Avai, scuzați-mă, n-am știut că vă deranjez. Orvoar, Constantin, și ține minte de la mine, o să-ți prindă bine când te insura. Când pleci în provincie, să nu fie acasă neanunțat. Dă, frate, un telefon! Nu te înmătă! Are dreptate, scorpia asta. Nu vine să credeți. Să te folosești de lipsa mea ca să... Rușinos. Da, într-adevăr, e rușinos ca în ziua de azi o fată să fie silită să recurgă la asemenea soluții. Nici nu mi-am închipuit că continui să te vezi cu... cu... M-ai împins la minciună, fiindcă ai respins adevărul. Ascultă, Stella. Bine, uite, Cunosc un bărbat care te iubește, îl cunosc foarte bine. Este cel mai întreg, cel mai bun, cel mai cinstit dintre oameni. Este omul căruia îi datorez totul, viața. Octavian? Prietenul tău, Octavian? Da, Octavian, pentru el te-am păstrat. E gata în orice clipă să te ia de nevastă. Și mie îmi va fi un sprijin. E medic, e savant, va ajunge profesorul universitar, va ajunge departe, Stela. Nu are decât, dar fără mine. Îi datorezi viața și vrei să-i o plătești cu viața mea? Cu viața mea! stai, 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 n-ai să pleci! stai! am să plec! N-ai să pleci, n-ai, n-ai, n-ai! Iartă-mă! Iartă-mă! Stai. Cu ce-am greșit eu, Doamne? Constantin! Constantine, a fugit mintita aia afară în ploaie. A luat-o în goană în sus pe șosea. Plou cu găleata. Doamne, aș fi jurat pentru ea că e fata cinstită. Și uite-te ce zace în Dacă ea, mai drag... îndrăznești o singură dată să spui un singur cuvânt murdar despre sora mea... Eu, vai de capul meu, dragă, dar eu țin la ea ca la copilul meu. Să nu te mai prind pui piciorul aici, că te omor, ai înțeles? Ieși afară! Aoleu, maică prece, stau, doamne! De ce mai pedepsi să stau cu doi nebuni în casă, doamne? De ce mai pe... Pu, ia uite și canare ăștia din colivie! Doamne, casă de nebuni! Casă de nebuni! Dau drumul și ce? Și Hai... în chipul că ai drepturi asupra mea? Poftim Hai Liniștește-te odată, liniștește-te Stai jos Nu vreau Bine Atunci ia te rog calmantul ăsta O să-ți facă foarte bine Crede-mă Mulțumesc dar să nu-ți închipui că dacă mi-ai dat pastila asta să o nu o să fac ce vreau eu. <gânt> Explică-mi, te rog, Constantin, ce s-a întâmplat. De la ea n-am putut afla mare lucru. Vrei să-ți repet? Tu ești vinovat de tot, de tot ce s-a întâmplat, din cauza ta. De stela, stela. Octavian nu lua în seama ce spune. Pă, cum să nu iau în seamă? Dar aș vrea să știu cu ce am greșit, cu, cu ce sunt vinovat. Că am luat-o pe sus în mașină? Veneam de la spital spre voi cu mașina, nu? Am întâlnit-o pe șosea. M-am speriat când am văzut-o alergând ca o disperată prin ploaie. Și plângea! își duceam mâna mereu spre obraz. M-am oprit, bineînțeles, nu? Și m-a suit cu forța în mașină, cu forța. E un mare merit, nu? Să uzezi de forță. Constantin, îmi tot stăiga din cauza dumitale, din cauza dumitale. Ce s-a întâmplat aici? O să vorbim între patru despre asta, bine? Da, vrea să-ți spună adevărul lui. De ce nu mai lăsa să mă duc unde voiam eu să mă duc? Cu ce drept m-ai oprit? Te-am întrebat. Încotro ai pornit. Ai refuzat să-mi răspunzi Dacă mi-ai fi spus, te-aș fi condus eu cu mașina Asta ar mai fi lipsit Unde alergai stela pe ploaia asta? Ei bine, află că mă duceam la Nicu La iubitul meu, la logot Termină! Meu. Ha. Și mai vrei să afli ceva? Îl iubesc pe Nicu Și numai pe Nicu Pe tine n-am să te iubesc niciodată Chiar dacă ai toate diplomele din lume Ești nesimțită și rea eu ți um, um, îți mulțumesc, Stella, pentru această mărturisire. Eram gata să-ți cer iertare pentru, pentru gestul meu de adineauri, dar acum știi ceva? Acum nu-l mai regret deloc. Poate regreți că ai fost prea blând. Să fii sigur. L-ai scăpat de la moarte, anul trecut pe fratele meu când l-ai operat. L -ai, Nu, 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 nu mi-am făcut decât datoria de medic și de om. L-ai îngrijit zile și nopți. Nu te-ai dezlipit de la căpătâiul lui știu toate astea, da, le știu. Atunci nu erați prieteni. El era pentru tine un simplu pacient. Te-ai purta mai mult decât frumos. Toată recunoștința mea că mi-ai me salvat fratele. Dar nu-mi cere drept plată viața și libertatea mea. Termină, Stella! Nu ți-am cerut niciodată nimic. Nici nu pricep bine ce vrei să spui. fă să înțeleg! E prea grav tot ce am auzit și prea departe de adevăr! Constantin! De ce taci? Ți-am spus, Octavian, lucrurile astea o să le vorbim noi între patru bine? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. între șase! N-am nimic de ascuns! O să vorbesc tot eu dacă el nu vrea! Taci, îți poruncesc să taci! Îl auzi? Împoruncește să tac! Împoruncește să te iubesc! Împoruncește poruncește Termină! să... Termină! Îmi poruncește să mă mărit cu dumneata! E adevărat, Constantin? E adevărat? Este adevărat că mă împotrivesc și mă voi împotrivi până la capăt să se mărite cu un... Cu da, un... dacă ai început să spui, hai, spune totul, haide! Domnule doctor Octavian, vezi geamantanele astea două? Uite, mă pregătisem să plec din casa asta. Să fugi, a? să fugi ca o... Da, să fug! Ce te uiți așa la mine? Da, să fug! La ora șase îl așteptam pe Nicu, pe iubitul meu. Este electrician la ferma din Căldărușa, 10 kilometri de aici. Într-o oră și jumătate aș fi fost acolo. Sigur, cu mașina dumitale aș fi ajuns în 10 minute, dar n-am vrut să mă îndatorez față de tine, cu nimic, pentru că eu obișnuiesc să-mi plătesc singură datoriile, nu le fac în contul altuia. Fratele meu a socotit că trebuie să se achite față de omul căruia îi datorează viața, silindu-mă să mă mări cu el. Ei? Iată, acum știi totul. Constantin, cum ai fost în stare? Cum ți-ai îngăduit? Acum atrage-mă, tu la răspundere. Dracu să vă ia pe toți. Știam că ți-l a nefericit asta. Nu mi-ai spus-o, dar am înțeles singur. Nu tu trebuia să înțelegi. Și dacă ea n-a înțeles, dacă nici măcar n-a băgat de seamă, înseamnă că nimic, nimic nu chema spre mine. Și atunci de ce? De ce? De ce? Pentru că țin la tine mai mult decât ca la un frate. Pentru că voiam să contribui și eu cu ceva la viața ta, la fericirea ta, și sunt sigur că fericirea ta ar fi fost și a ei. Dar iubește pe altul! Pe acest un altul, eu nu-l accept și nu-l recunosc. Îl auzi? Îl auzi cum vorbește fratele meu? Stăpânul meu! Îl auzi? Iartă-mă! Iartă-mă, Stela! N-ai tu nicio vină. Doar aceea de a te fi iubit. Dar, dacă aș fi știut ceea ce am aflat astăzi, Ți-aș fi respectat atât de mult dragostea, încât nu ți-aș fi stânjenit-o niciodată, nici măcar o clipă cu a mea. Constantin m-a ghecit. E desigur vina mea că m-am trădat. Constantin, de ce nu mi-ai spus adevărul? Ce fel de prieten mi-ai fost dacă mi-ai putut ascunde? Și dacă ai putut proceda în felul ăsta? Am crezut că așa e mai bine. Am vrut să te ajut bine cu convingerea că va fi bine și pentru tine și pentru ea. Constantin, așa cum ai vrut să mă ajuți, mi-ai răpit orice drept, orice speranță la dragostea ei. De ce nu mai lăsa să mă duc să-l caut pe Nicu? De ce nu vine? De ce nu vine? A spus că cel mai târziu la ora șase vine să mă ia cu o mașină. Ia uite, acum e opt și jumătate. N-a întârziat niciodată la nicio întâlnire. Te duc eu cu mașina. Oh, ești tare bun, Octavian. Ești tare bun. Ce să faci? Să alergi tu după el? Ca o femeie lipsită de orice demnitate? Hai, Octavian, vino. Stai, 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 stai un moment. Poate ar fi cazul să te întrebi, să spui această simplă întrebare. Nu te întreb de ce n-a venit? Poate că a fost reținut la serviciu, sau poate că e în concediu, sau poate că. Nu? Sărmana mea, surioară. Sărăcuța mea, surioară. Tare mă tem, da, da, tare mă tem ca toată drama asta să nu fie decât o comedie. Da? Ce vrei să spui cu asta? S-ar putea că dacă n-a venit până acum, să nu mai vine deloc. Cum poți să vorbești așa? Am datoria să-i deschid ochii. Într-o asemenea zi, când doi oameni care se iubesc, care au hotărât să se așeze împreună, înfruntând multe. Care sunt acele foarte multe, în afară de împotrivirea ta? Nu. Spuneam că într-o asemenea zi atât de importantă și atât de bine calculată, fiindcă ați vrut să vă folosiți de absența mea, nu-i așa? Ei bine, într-o asemenea zi nu se întârzi o clipă la întâlnire și orice s-ar fi întâmplat trebuia să te înștiințeze. Putea măcar să dea un telefon. Toate astea nu-ți dau deloc de gândit, nu-i așa? Ce vrei să insinuezi? Poate i-a fost frică de urmări. A adică vrei să spui frică de tine, nu? Ha, nu, nu-l cunoști. Numai la stăruințele mele a încetat să te mai înfrunte. Te-ai gândit că poate nu te iubește? Hm? Te-ai gândit că poate nu te iubește destul? Ha, nu, nu-i adevărat Știu sigur că mă iubește De plin, adevărat, așa cum îl iubesc și eu pe el Dacă ești așa de sigură de el, de ce nu-l aștepți cu toată liniștea? A? Ha, pe semne că n-ai iubit niciodată Altfel, ai ști cum se așteaptă când iubești Stela, când vrei putem merge Davian, nu-ți dau voie Cui nu-i dai voie, Constantin? Ia-ți o haină pe o stela. Știi ceva? Ești la fel de lipsit de demnitate ca și ea. Probabil înțelegem demnitatea tu într-un fel, iar eu un alt fel. Eu aș numi nedemn ceea ce ai făcut tu, Constantine. Să mergem stela. E! Tu erai Lucreția! Luțu! Ia uite că m-a prins ploaia pe drum și m-am udat și până la os. Dar am văzut lumina la fereastra voastră și am zis să intru. Bună seara! Da, da, bine ai venit. Asta e o de-a de noastră de la Godana, satul de lângă Căldărușa. Bună seara! Bună seara! Acum, aiaca, vreți, nu vreți? Trebuie să-mi dați găzduire, na, asta e. Da, hu! lear că m-am făcut. Ia uite, m-am murat toată, auzi? Uite, ia, pune pătura asta pe spate, ia. Mersi. Să-ți dau și niște papuci, că te-ai udat toate, așa, da, hai, descalță așa, mulțumesc, mulțumesc, ia Că mama a dăpostit eu pe drum, când sub un pom, când sub o streașină, Da, prea mult n împărnăm, eu să stau într-un loc. Am plecat pe lumină și pe vreme bună, steluțo, că doar noi fine bună la cap să iau, iau razna prin ploaie așa, că vroiam și eu să cumpăr ceva de aici, de la oraș. Na, mai cumpără dacă poți. He. Am făcut și drumul degeaba, auzi? Auzi, dar noroc că v-am găsit acasă. Uite, ia, ia prosopul ăsta, uite, și ștergeți fața, Lucrețiu, și da, Așa, mersi. Dar n-am picat ca musca în lapte, nu? Poate aveți ceva de vorbit, eu știu. Oh, iartă-mă, uite, să faceți cunoștință. Doctor Octavian și verișoara noastră, încântat, Lucreția. Încântat, încântat. Da, și Ce-ți fac copii, Lucrețiu? E, ce să facă? Ce să facă, drăci? Păi, <laughs> sunt în vacanță cu da. Păi, aseară am avut la noi în curte un foc de tabără. Ioana mea, a spus poezii, Costel Snoave. Dar știi ce bine le zice, a furisit-o, te strâm de râs, auzi? <laughs> Costel e băiețelul ei, are 8 ani. Care 8? Ce 8? Are 10 ani! A, da? Auzi, au poftit-o și pe învățătoarea nouă. A, a dar voi nu știți! No, aia bătrâna e și la pensie, acum mai zilele trecute. Și în locul ei a venit o tinerică, o fetiță și frumușică și slăb... S-a mutat chiar în casa în care a stat ai bătrâne. Constantine, dar tu știi casa aia? Casa aia cu pridvorul albastru și cu un plop lung și Înalt, în față O știu, o știu Așa, îl mai lung din sat ca așa-i și zice, casa cu plopul Da, da, știu, știu Da, acolo stă și un băiat Adică sta mai de mult. Are o cameră și el în curte A, oh, un băiat care zice că vă și cunoaște Da, electrician la firmă, unul Nicu Nicu? când l-ai văzut ultima oară? O seară Păi, a venit și el la făcut de tabără pe semne l-au fi în învățătoarea? Ia uzi, învățătoarea? Le-a povestit copiilor cum a învățat el electrică. Cum de când era mic îi plăcea să umble cu tot felul de mașinării și aparate. Deschiță băiatul, da? Da voi? Care din voi se pregătește de drum? A, învățătoarea Ia, iartă-mă! Ia, sora mea! Stela, steluța! Azi nu l-ai mai văzut cumva pe electrician? Aveam o treabă cu el. Nu, nu l-am văzut. Auzi, dar dacă vreți să-i trimiteți o vorbă, eu mă opresc în drum spre casă și... Nu, 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 nu. Stela, mergem? Da, da, sigur. Ia spuneți, și pe aici a fost furtuna așa mare? Fui, de mine, de -a, ce prăpăd a făcut! M-am întâlnit cu un om care mi-a zis pe drum că a auzit că vântul a dat jos toate firele de la electrică. Da, unde? Păi zicea că pe o bucată de șosea, pe unde se întorc oamenii și vitele de la câmp. Știți, firele alea de sus de la stâlpi, da, zicea că le-a dea jos furtuna. Cum? Dar n-avea niciun interes să mă mintă, zicea că s-a stins lumina pe șosea. Păi era o Păi, da, e un mare pericol, un foarte mare pericol și pentru oameni și pentru vite, dacă ele au fost doborâte. E primejdie de electrocutare. Aoleu, vai de mine! Uu, și Dumitru al meu care era la câmp! Aoleu, dar ce ne facem, domnul doctor? Plec imediat acolo. Poate ai nevoie de un medic Du-te, du-te, Octavia Stai, 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 că vin și eu cu tine să o cunosc pe doamna învățătoare De fapt, poate o să fiu de ajutor Hai să mergem Hai, hai, hai hai. Da, Da, să-i dai dracu de papuci Să vă întoarceți repede Da, da Nu, trebuie, trebuie să vină Nu e el omul care să nu vină Cucu Da, eu sunt dragă Vai, vai, dar ce-au mai plâns astăzi ochișorii ăștia frumoși, mititica de ea. Oh, mamă, mamă, vai de copil orfan, că dacă aveai și tu o mamă, n aici. Și dacă aveai un tată, nu mai îndrăznea tiranul ăsta de frate tu să dea în tine. Te-a bătut rău, păpușico, Ha? Nu m-a bătut. De unde ai mai scos-o și pasta? Fratele meu nu m-a bătut niciodată. <gânt> Cui spui asta, dragă? Pe când ți-a tras mai din euro palmă, să mor dacă n-am crezut că a tras cu pușca. Așa a pognit. Nu-i adevărat. Știu de mult că asculți pe la uși. Eu? Să mă ferească, Dumnezeu. Păi tocmai treceam pe săliță când... Și când te-am văzut pe urmă, cum ai pornit-o plângând în hohote prin ploaie. Păi nici asta nu-i adevărat. O sărăcuța de tine, o martiră ești, fetiță, o martiră! Ah, ce teatru prost joci, doamna Gănescu! Ești caragioasă! Păi de ce să caragioasă, dragă? Că mi se rupe inima de tine? Auzi la ea, eu joc teatru! Păi așa e omul bun și milos, ajunge de râsul lumii! Dar știu că ești nervoasă, păpușico, și nu mă supăr. Ba eu te rog din toată inima să te superi, dar știi, rău de tot așa, ca să pleci imediat trântind odată ușa aia. Zi așa, mă dai afară, ai? Nu știu de ce ești atât de surprinsă. Ai fi avut tot timpul să te obișnuiești. Să mă obișnuiesc? Da. Da, păi bine ți-a făcut fratitul. Trebuia să nu-ți lase niciun fir de păr în cap și să te dea afară cu un picior în spate, dar fără geamantane. te întorci tu acasă spășită după 3-4 luni, dar știi, așa mai rotunjoară, mai borțoasă decât ai plecat. Înțelegi? Atunci să te fi văzut! așa De deci ce ai încuiat ușa? așa? Așa, ia, spune ce s-a întâmplat. Ați fost acolo? Am fost acolo. Într-adevăr, furtuna a doborât firele. Și? S-a întâmplat vreo o nenorocire? Da, uh, nu, nu, adică nimic foarte grav, fiindcă din fericire firele au fost legate la loc înainte de a apuca oamenii să întoarcă de la câmp. Așa că Ce? Ce? Ce e? Spun o dată. L-ai văzut? L-ai găsit acasă? Nu te neliniști. Da, l-am văzut. Nicu a restabilit circuitul. El a legat firele. Dacă n-ar fi intervenit el la timp... Ce? Ar fi fost într-adevăr un mare pericol de electrocutare. Exact. Tot satul vorbește acum de el. Păi și? De ce n-a venit? Te păi, o să vină, n-ai nicio grijă. De ce trebuie să-ți scot fiecare cuvânt cu cleștele din gură? Simt că mi ascunde ceva. Spuneți-mi adevărul. Dar cum s-a întâmplat să fie tocmai el acolo și să vadă firele alea rupte? Pornise pe jos, pe furtună. Voia să vină aici să te ia pe tine, așa cum v-ați înțeles. Vezi? Vezi? Acum înțeleg de ce a întârziat. Pentru el, datoria e întâi. Și de ce nu l-ați adus cu voi? Ah, tu tu n-ai vrut Constantine, nu e așa? Nu, 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 Stela, eu nu, nu, ascultă-mă, ascultă-mă. Stai un pic, ce s-a întâmplat? Uh, Stela, Stela, nu, 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 te speria. Dar de ce să nu mă sperii? Spune-ți odată ce s-a întâmplat. Nimic foarte grav, așa cum ți-am spus de la început. Un accident. Un accident? A fost electrocutat? Nu, 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 nu ce prăpăstioasă ești. După ce a legat firele, a alunecat de sus din vârful mm -hmm. unui, unui stâlp Amețit, probabil N-a fost o muncă ușoară Nu te alarma, o să se vinde ce nu e o rană Sigur. adâncă i s-au dat toate îngrijirile Sigur. Unde? Unde s-a rănit? Păi, la cap Dar îți repet, și te rog să mă crezi Zi mersi că nu s-a întâmplat mai grav Fii mulțumită că nu și-a rupt și raspinării O mână sau un picior Nu, nu Octavian, te rog, du-mă la el Vreau să-l văd eu, cu ochii mei Stella, Acum, acum, Stella, nu mai vreau să mai aștept o clipă Stella, Stella, pe cuvântul meu Că nu ți ascund nimic Nu e o rană gravă dovada, dovada că nici n-a fost internat în spital E acasă la el Și cine stă lângă el? Cine? Cine, cine îl îngrijește? Vreau să mă duc la el, vreau să-l văd Dacă ții cu tot din adinsul O să ne urcăm în mașină și o să mergem Dar eu îți spun că Nu e bine Ți-o spun ca medic. I-am dat un somnifer ca să doarmă. Prezența ta, sigur, o să le emoționeze. Nu e indicat. Ai să-l vezi mâine dimineață după o noapte bună de somn adânc. Mâine vin și te iau și te duc la el. Cum? Cum pot să aștept până mâine dimineață? Cum pot să aștept? Dumă să-l văd măcar prin fereastră. Îți promit că nu intru la el în cameră. Dacă spui că nu e bine pentru el să mă vadă, cum îți închipui că nu o să te ascult? Și cum? Stai puțin, cum a căzut de pe stâlp? Era singur acolo? Da, 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 era singur, au trecut niște oameni. L-au găsit inconștient cumva? Probabil, da. L-au dus la spital, i s-a făcut o injecție, i s-a spălat rana, a fost pansat. Așa? Îți închipui că dacă era ceva grav, nu-l trimiteau acasă. I-am desfăcut bandajul și i-am văzut și eu rana. A avut mare noroc, mare, mare noroc. În două-trei săptămâni o să se cicatrizeze. Dar dacă se-i complicații? S-au luat toate măsurile. Trebuie însă să stea câteva zile în repaus complet, să doarmă, să se odihnească. A trebuit să iau la goană oamenii din jur, se adunaseră acolo. În orice caz, dacă nu lega el firele, era foarte grav. Și ca să fie punctual la întâlnirea noastră, el a vrut să o înfrunte. Mă simt foarte vinovat, Stella. Ah, când o să-l văd pe Nicu sănătos, nu o să vreau să mai aduc aminte nimic din ce a fost rău. Atunci o să uiți foarte curând. Octavian. Da. Te rog du-mă acum la el. Eu te rog foarte mult să fii liniștită. Ai trecut printr-o zi destul de zbuciumată. Odihnește-te acum, culcă-te. Și mâine dimineață o să o să te duc eu cu mașina. Și nu mai fi la ora asta, te pomenești că s-o fi hotărât să plecăm noaptea asta care... Eu plec. Pe mâine, Stela. Îți mulțumesc din inimă pentru tot, Octavian. Cu drag. Nicule. Stela. Dragul meu, dragul meu, ai venit? Ay, cum ai putut să faci o asemenea imprudență? Oh. Nu ți-am spus să Și dumneata, de ce l-ai adus? Cum ai putut să faci una ca asta? Nicule, stai aici. Hai oh. întinde-te pe pat. Ușor, oh. ușor, 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 așa. Oh. Așa. Ușor. Ai văzut? Tot am venit. Se putea să nu vin. Oh. Oh. Hai culcă, te culcă te acum. Te doare? Te-ai lovit rău? O, oh, Stelă. Mă doare un pic, da. Da trece. Nu vă uitați așa ură la mine, domnule doctor Zău, nu vă supărați, dar era imposibil să nu vin. Îl așteptam pe Vasile, ăsta pe care l-ați certat, care m-a adus. E prietenul meu, e dispecer la șantierul nou. Mi-a promis că face rost de o mașină. Mă înțelesesem de ieri cu el să mă ia de acasă la ora 5 și să venim împreună să te luăm. Mă scuz, fugai rușinoasă, cum se zice, dar... Nu, nu mai pot să-i zic că e sănătoasă acum când sunt bolnav la cap. <laughs> Dar cine iubește. nu lasă. Nicule! Nicule, te iubesc!